Atât preoții cât și membrii comunității s-au rugat pentru sănătate, pace și au adus rugăciuni de mulțumire Maicii Domnului pentru roadele pământului. Dăruiește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și desfătarea bunătăților tale celor veșnice. Pentru că cine prea curată este pâninoasă de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce-i doriți, zile sănătate și fericire, la mulți ani să trăiți. Ne bucurăm ca fiei satului, că am putut participa, nu numai fizicește, dar și sufletește alături de asta și rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului, ca în continuare să mijlocească, să roage la Fiul Său, la Domnul nostru Hristos, pentru iertarea păcatelor, pentru sporul casei, pentru spor în viață și în credință, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și primarul Valentin Vrabii a fost prezent printre localnici la slujba închinată Maicii Domnului. Alături de edil s-a aflat primarul Rodica Cucereanu din satul Crihana Veche, Republica Moldova. Cu micul mare locuitorii s-au adunat la Sfânta Biserică pentru a ne ruga împreună și apoi pentru a sărbători, ca de obicei, acea masă, praznicul la Căminul Cultural. Sperăm ca din toate învățăturile spuse de preoți, să învățăm că trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai uniți și atunci vom fi mai fericiți. Edilul le-a urat sărbătoriților multă sănătate și tradiționalul la mulți ani. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Marin Maria, le urez din tot sufletul sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. După slujbă, enoriașii și au fost invitați la agapa frățească organizată la Căminul Cultural din Peștera.